Medicii României vorbesc insistent, apăsat despre valul 3. Ministerul Sănătății recunoaște și el, noua tulpină, SARS-CoV-2 din Marea Britanie, este mai periculoasă din cauza că se poate transmite mai ușor decât alte variante ale virusului și ar putea fi asociată cu un risc crescut de spitalizare și deces. Asta înseamnă mai mulți tineri nevaccinați care răspândesc virusul mult mai repede ca înainte, nu doar printre ei, ci și printre vârstnici și alte categorii vulnerabile, nici ele imunizate decât într-o proporție foarte mică. La ce ne va duce asta? Discutăm imediat. Ceva mai târziu în această oră despre cum vrea ministrul educației să-i cheme la școală, chiar și în scenariul roșu, dacă el se va produce la nivelul întregii României, pe cei care au examene de dat. Ce spun elevii și părinții despre inițiativa asta, vedem ceva mai încolo. Deocamdată vorbim despre felul în care începe săptămâna din punct de vedere al evoluției pandemiei. La nici 12.000 de teste au fost raportate astăzi peste 2.000 de cazuri noi. Iar în unele județe, situația se complică. La Timiș, de exemplu, se înregistrează cea mai mare rată de infectare din țară, peste 5 la 1.000 de locuitori. De asemenea, pe lista roșie se află și județele Cluj și Maramureș, cu o incidență de 3,15, respectiv 3,12 la 1.000. În schimb, Bucureștiul a raportat cele mai multe cazuri noi, peste 440 de la o zi la alta. Tot mai mulți specialiști, cum vă spuneam, vorbesc de un val 3, care, dacă nu se respectă regulile atâtea câte sunt în acest moment în vigoare, ar putea să ducă la noi restricții. Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, în legătură cu noi, de asemenea doctorul Virgil Musta, medic primar boli infecțioase la Spitalul Dr. Victor Babeș din Timișoara. Mulțumesc foarte mult amândurora, bună seara. Doamna doctor Mahler, acum câteva săptămâni, dacă nu mă înșel, dumneavoastră, colegii dumneavoastră, erați destul de mulțumiți că spitalele se goleau de pacienți COVID, spitalele COVID. Pare că fenomenul s-a inversat. Se umplu din nou. Ce să se fi întâmplat? Spitalizare este în creștere. În ultimele 4 zile, secția COVID este aproape la capacitate maximă. De asemenea, numărul de pacienți care se prezintă cu simptomatologie pentru testare a crescut. E o evoluție care nu ne liniștește deloc, din contră. Cel puțin pe mine mă îngrijorează. Să fi ajuns valul 3 în România, așa cum îl percep, știu eu, alte state din vestul Europei? Sau putem realmente vorbi, doamna doctor, de un val 3 în acest moment? Care ar fi semnalmentele după ce am recunoaște că am intrat într-un val 3? Pot să spun că pacienții care se internează în acest moment sunt mult mai tineri decât cei pe care am avut anul trecut. De asemenea, persoanele care vin să se interneze relatează faptul că aproape toți membrii familiei cu care au intrat în contact s-au îmbolnăvit. Formele de boală sunt severe. Terapia în Institutul Marius Nasta este plină în acest moment și acest lucru probabil că ne face să... Și tulpina britanică, care circulă deja de ceva timp în România, mă face să cred că deja valul 3 a început și în România. Domnule doctor Musta, referitor la tineri, că aici noi am tot auzit, cumva am fost obișnuit să auzim de la autorități, faptul că, în general, dacă aceste noi tulpini sunt mai contagioase, ele nu produc neapărat simptome mai grave. Ori acum înțeleg că totuși din ce în ce mai mulți tineri ajung la spital. Putem considera tulpina, de fapt, și mai contagioasă, dar și mai letală, să zicem așa, și mai agravantă? Studiile clinice arată că, într-adevăr, tulpina este mai contagioasă. Nu arată că este cu o patogenitate mai mare. Uh-huh. Aici rămâne de văzut, dar datorită faptului că un număr foarte mare de persoane sunt infectate, nu ajung în spital decât persoanele cu forme grave. Iar aceste forme grave, proporțional cu numărul de cazuri, sunt și mai multe. Din acest motiv ne confruntăm cu formele severe. Dacă înainte ajungeau în spital forme ușoare, moderate, acum acestea stau acasă, urmează terapia sub supravegherea medicului de familie și se internează formele moderate și severe și cele critice în secțiile de terapie intensivă.
Bun, aceeași întrebare. Suntem într-un val 3, ne pregătim de un val 3. Cum știm și ce înseamnă asta, practic? Avem experiența anului trecut, când am văzut că în momentul când în Europa a început să crească, să apară primele cazuri, să crească aceste cazuri, la un interval de 2-3 săptămâni au apărut și la noi și apoi au crescut. Același lucru se întâmplă și acum. Vedem că Europa se confruntă cu un număr mare de cazuri, motiv pentru care și majoritatea țărilor au reguli noi și restricții importante legate de această pandemie. Foarte probabil că și noi urmăm calea Europei, din păcate, și în curând ne vom confrunta cu un număr și mai mare de cazuri. În Timișoara și în Timiș, din păcate, noi deja de 2 săptămâni simțim această creștere a numărului de cazuri și presiune pusă pe sistemul de sănătate, astfel încât cu greu mai facem față noilor cazuri severe de boală care necesită internare. Acum, ca să mai lămurim un lucru, pentru că noi vorbim de tot mai mulți tineri infectați, tineri care sunt expuși în momentul ăsta pentru că nu sunt vaccinați. Probabil că discuția asta va stârni un pic de confuzie. Stați puțin. Dacă știați că tinerii sunt vectorul de transmitere, de ce n-am vaccinat mai întâi tinerii în logica asta? Sau, de partea cealaltă, dacă tinerii transmit foarte mult, dar ei pot duce boala pe picioare, fără simptome grave și așa mai departe, fără să ajungă la ATI, cei mai mulți dintre ei, atunci de ce nu i-am vaccinat integral pe cei mai vulnerabili? Doamna doctor, noi pare că în momentul ăsta n-am atins nicio categorie complet, din diverse motive pe care le putem discuta, că lipsesc doze, că poate strategia, nu știu, a fost construită după alte rațiuni decât astea de care vorbim noi aici. Ce să mai înțeleagă lumea atunci? Domnule, hotărâți-vă, cine de fapt e vizat? Tinerii că transmit, vârstnicii că iau? Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Este foarte bine că România a început vaccinarea cu persoanele vârstnice și persoanele care au comorbidități. Aceste persoane, dacă se infectează, au riscul de deces cel mai mare și atunci este foarte important să nu pierdem vieți în această luptă. Pe de altă parte, este adevărat că tinerii în acest moment sunt mai expuși pentru că nu au intrat în această categorie de persoane vaccinate. Pe de altă parte, nu putem să nu ne uităm puțin la ce s-a întâmplat în Marea Britanie și să vedem că acolo au început să vaccineze intens în luna decembrie, mult înaintea declanșării campaniei de vaccinare în Europa, tocmai pentru că aveau semnale că valul la ei urmează să vină și trebuiau să vaccineze persoanele la risc. Noi cei care suntem tineri, poate suntem mult mai, sau trebuie să fim mult mai responsabili și atenți în a respecta regulile pe care le cunoaștem. Până la urmă, acest val 3 va depinde, evoluția lui va depinde de modul în care ne vom comporta fiecare din noi, de modul în care vom înțelege că regulile trebuie respectate. Și e important să facă fiecare acest lucru. Da, domnule doctor Musta, am dus până la capăt măcar un proces, o etapă din vaccinarea asta, că, repet, dacă ne-am fi securizat, știu eu, anumite grupuri de persoane, le-am fi vaccinat integral până acum, poate că am fi rămas doar cu un alt segment pe care să-l observăm și în rândul căruia, eu știu, manifestările să nu fie atât de periculoase. Nu cred, eu cred că am luat calea cea corectă și calea pe care urmează majoritatea țărilor Europei. În primul val am vaccinat, sau în primul rând am vaccinat persoanele cu risc care, dacă se îmbolnăvesc, nu are cine o parte, să mai trate. Medici, corect. Da. Aici a intrat în discuție dacă poate fi fost bine și profesorii, pentru că, vedeți, dacă am deschis școala, era foarte bine să fie vaccinați și profesorii. Bine că se vaccinează acum. În a doua categorie au intrat cei cu factor de risc. Pentru că, de fapt, aici este cheia. Noi n-am fi putut vaccina în această perioadă un număr de peste 50% sau 60% din persoane ca să oferim acea imunitate de turmă. Deci, oricum, era ireal acea estimare, da. Și trebuia cumva început și eu cred că am început bine. Majoritatea țărilor, păi tot da, așa... Nu, acest segment de care vorbiți nu a fost imunizat până la capăt. Dimpotrivă, suntem foarte departe. E undeva între un sfert și o treime în acest moment.
Da, pentru că nu avem capacitatea și nu avem dozele. Nici o țară n-a reușit. Ați văzut, totuși suntem pe primele trei locuri în Europa în ceea ce privește vaccinarea persoanelor la 100.000 de locuitori, ceea ce e un lucru îmbucurător. Nu avem avut capacitatea și nu vom avea capacitatea că atât de repede, până să vină valul pandemic, să putem vaccina populația ca să oferim o imunitate. Și atunci, cred că, de fapt, vaccinarea împreună cu respectarea în continuare a celor trei reguli de bază de prevenție, de fapt, reprezintă cheia. Și aici, cred că toată lumea trebuie să fie responsabilă și solidară, pentru că tinerii, dacă într-adevăr marea majoritate fac forme ușoare, totuși ei pot transmite boala celor cu factori de risc și este și necesară solidaritatea lor cu acelor care nu s-au vaccinat și totuși reprezintă risc crescut de a face o boală severă. Bun, solidaritatea asta, doamna doctor Mahler, cum ar trebui să se manifeste? Că acum suntem în situația așa în care tulpinile au intrat în România, din ce în ce mai mulți tineri devin purtători, se îmbolnăvesc, iată cum ziceați și dumneavoastră, mulți dintre ei. Totul trebuie făcut să îi țină virusul departe de grupurile vulnerabile, care, cum ziceam, n-au fost decât pe sfert sau pe 30% imunizate. Și atunci ce ar trebui schimbat în cocktailul ăsta de măsuri pe care noi îl avem în acest moment? Știind că el circulă, știind că e o categorie mai predispusă la a-l răspândi și știind că la capătul celălalt e un grup vulnerabil, destul de numeros. Probabil că avem aceleași lucruri de făcut, dar poate că trebuie să ne ducem în direcția testării, testarea care să fie mult mai aproape de categoria aceasta de populație, o populație care probabil nu are dorința să ajungă către spitale decât în momentul în care respirația nu îi mai ajută. Și atunci probabil că trebuie să mergem mai departe cu măsurile și să ajungem cu testarea către aceste categorii sau să fie accesibile lor în zone în care ei sunt. Cred că asta este una dintre măsuri, testele rapide, care în acest moment se dovedesc a fi un real ajutor și care trebuie implementate în cât mai multe zone, mai ales acolo unde populația activă muncește, acolo unde populația activă este prezentă. E foarte interesantă observația dumneavoastră. Cum ar trebui pus în practică lucrul ăsta? Adică stau și-mi imaginez. O variantă ar fi evident ca aceste teste să nu-i coste, nu, pe cei care le fac, pentru că unul din motivele reticenței e inclusiv ăsta. De ce să mă duc eu să mă testez pe banii mei, chiar și cu un test rapid? Și atunci ar trebui să... Cum anume să țintești anumite grupe de populație? În primul rând, cred că trebuie să vedem în orașele mari, unde riscul de transmitere este mult mai mare decât în orașele mici, în zonele în care, prin natura activității, persoanele trebuie să ajungă în anumite zone și să-și desfășoare activitatea altfel decât la domiciliu, să găsim împreună cu primăriile, cu responsabilii din diverse societăți comerciale și cu medicii care... medicii de familie sau medicii de medicina muncii care se găsesc în acele unități, să găsim soluții pentru a testa populația activă care sunt în anumite zone. De asemenea, o altă posibilitate este și aceste centre sau aceste zone de testare rapidă care să fie mobile și care să ajungă în zone în care populația este prezentă. De exemplu, o mare parte din populație merge duminica la mall. Nu ar putea... Da. Am putea avea centre de testare rapidă și în apropierea acestor locuri unde lumea se duce pentru diverse activități. Domnule doctor Musta, Ministerul Sănătății nu s-a mai ferit și a recunoscut cumva într-o postare de pe pagina lor de Facebook că această tulpină din Marea Britanie e mai periculoasă. Explică acolo ce înseamnă asta și aș vrea să vă rog să ne lămuriți la ce se referă, după dumneavoastră, ministerul când spune așa: date preliminare din Marea Britanie sugerează că infecția cu B117, această tulpină, ar putea fi asociată cu un risc crescut de spitalizare și deces. Se referă la faptul că poate duce la manifestări mai grave sau la faptul că prin viteza cu care se răspândește, va duce la creșterea infectărilor și a deceselor din rândul celor vulnerabili, la care se va opri la un moment dat.
Da, părerea mea este că a doua variantă pe care a spus-o este cea corectă. Studiile clinice au arătat că virusul n-ar fi mai patogen, dar este mai contagios într-adevăr și afectează mai mult și copiii. Copiii fac forme mai multe simptomatice, pentru că se știa că marea majoritate a formelor la copii sunt asimptomatice. Se pare că acest virus totuși creează forme simptomatice, dar nu grave, dar care sunt mai vizibile și la copii. Dar datorită numărului foarte mare de persoane infectate, se ajunge foarte ușor la persoanele la risc, la cei care au risc de a evolua sever și care se internează în forme severe și critice în spitalele noastre. Bun, acum noi vorbim și de acea solidaritate de care spuneați și dumneavoastră ceva mai devreme, cei care nevaccinați fiind activi, fiind pot transmite virusul mult mai rapid, să se gândească la cei la care ar putea ajunge acest virus și le-ar putea pune viețile în pericol. Dar aici, iarăși, ce ar fi de făcut, domnule doctor? Că, sigur, fiecare vede responsabilitatea asta într-un fel personal, probabil, propriu. Avem nevoie de o practică unitară, de o recomandare unitară, de schimbat ceva. Da, este adevărat. În primul rând trebuie să comunicăm. Să comunicăm ca toată lumea să înțeleagă riscul la care suntem supuși în următorul timp, riscul la care sistemul de sănătate este supus și cei care fac politicile de sănătate publică trebuie să găsească cele mai bune soluții pentru ca să se țină sub control această pandemie. Nu sunt specialist în sănătate publică, în aceste politici, dar poate că, pe de-o parte, trebuie întrețite ușor constrângerile. Trebuie comunicat ca lumea să înțeleagă că nu prea e de joacă și poate vom reuși ca împreună să ținem sub control acest val pandemic, pentru că altfel ne uităm ce se întâmplă în Cehoslovacia și vedem în ce situație dificilă, sau în Cehia, în ce situație dificilă este această țară și populația acestei țări. Da, doamna doctor Mahler, dumneavoastră, specialiștii, avertizați în legătură cu acest val 3. Cum facem ca el să însemne ceva? Adică, sigur, dumneavoastră îl numiți, spuneți val 3, mult mai contagios, răspândire. Pentru marea majoritate a populației, probabil că lucrurile nu se schimbă în niciun fel. Adică lucrurile astea nu sunt cumva vizibile în acest moment. Așa, și dacă e valul 3, ce? Puteți să-l numiți și valul 5. Câtă vreme noi facem aceleași lucruri, câtă vreme aceleași restricții sunt în vigoare sau nu sunt, câtă vreme comportamentul e același și în jurul nostru lucrurile par la fel, ce ar trebui să facem altfel? Cu siguranță, cei care respectă regulile fac foarte bine și vor trebui să le respecte în continuare sau ar fi bine să facă asta în continuare, deși sunt convinsă că este foarte greu. Toți ne-am dorit și văzând scăderea cazurilor în ultimele 3 săptămâni, am sperat că mărțișorul va veni cu o relaxare, nu cu măsuri restrictive, și cu vești bune, nu cu număr crescut de îmbolnăviri. Din păcate, însă, lucrurile nu stau așa și atunci soluția este să respectăm reguli. Cei care le respectă fac foarte bine și trebuie să persevereze în această conduită și pentru o perioadă de timp încă, până când vom reuși să depășim acest moment și până când o mare parte din noi vom fi vaccinați, va trebui să respectăm reguli. Pe de altă parte, singurul lucru pe care îl pot spune este că este extrem de important în acest moment ca toate persoanele care au posibilitatea să se vaccineze și prind un loc pe o listă de vaccinare, e bine să o facă. Oricare dintre vaccinurile disponibile în acest moment în România scad riscul de boală care să ducă la internare sau la deces. Vă așteptați la o perioadă dificilă în lunile următoare, martie, aprilie, din punctul ăsta de vedere? Eu da. Din păcate, da. O să avem parte de același tip de presiune pe spitale și pe secțiile de terapie intensivă la proporțiile pe care le-am văzut anul trecut, să ne punem problema unde mai transferăm pacienți, sau cât de cât, nu știu, așa, ca factor de optimism, poate suntem plasați mai bine decât anul trecut?
În acest moment, presiunea este foarte mare pentru secțiile de terapie intensivă COVID din București. Din informațiile pe care le am eu, nu mai avem locuri în terapie intensivă COVID în București în această seară. Domnule doctor Musta, pare un pic straniu că după atâtea luni în care am tot remarcat, știu eu, că nu mai apar atât de multe cazuri, e drept că nici nu se testa și nu se testează foarte mult, că presiunea pe ATI nu mai e atât de mare, că s-a mai compensat prin echipamente, pare că ne-am întors într-un punct în care dumneavoastră medicii păreți foarte alertați de presiunea de pe spitale din nou. Cât să fi trecut? 4-5 luni de la acel moment? Poate nici măcar, poate mai puțin. Și pare că o luăm cumva de la capăt. Da, într-adevăr, cred că mai puțin și experiența anului trecut ne-a arătat că în momentul când relaxăm puțin toate mijloacele acestea și nu respectăm regulile, ne vom confrunta cu o pandemie. Am avut un prim val care a fost foarte bine ținut sub control datorită regulilor stricte și lumea a fost speriată și l-a respectat. Apoi a venit o relaxare și de fiecare dată când ne relaxăm, și nu numai la noi, în întreaga lume se constată revigorarea pandemiei, infecției. De aceea, cred că această experiență ne face să ne gândim că și acum, în acest context, foarte probabil ne vom confrunta cu o presiune mare asupra sistemului de sănătate. Noi deja o simțim în Timișoara și de aceea căutăm să tragem un semnal de alarmă și mulțumim că ne sprijiniți în acest sens, ca lumea să înțeleagă că nu există altă cale. Spitalul nu este o soluție. Soluția este prevenția în comunitate. Mulțumesc foarte mult amândurora. Vorbim și despre școala în vreme de pandemie. Ministrul Educației vine cu o nouă propunere. La revedere! Mulțumesc foarte mult. Vine cu o nouă propunere pentru derularea orelor pe timp de pandemie. Sorin Câmpeanu își dorește ca elevii din clasele a 8-a și a 12-a, adică cei care vor susține examene anul acesta, să meargă la cursuri și în cazul în care localitatea lor intră în scenariul roșu. O decizie va fi luată cât mai curând, spune Ministrul Educației. Ministerul Educației se concentrează pentru identificarea unor soluții care să permită elevilor de clasa 8-a și a 12-a să se pregătească pentru examenele naționale. Să poată merge la școală cei de clasa 8-a și a 12-a, chiar și atunci când rata de infectare depășește pragul de 3 la 1000. Examenele naționale nu vor fi organizate după scenarii verde, galben, roșu. Ele vor fi prezență fizică. Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, și Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor, ni se alătură. Bună seara amândurora! Iulian Cristache, o soluție să vină acești elevi la școală fizic în orice condiții? Putem să discutăm și de ce ne punem problema asta. Poate că discuția cu medicii de mai devreme e elocventă în sensul ăsta. S-ar putea să ne pască un nou rând de restricții generalizate. Bună seara! Acum depinde ce ne dorim. Dacă ne dorim să prioritizăm anii terminale, atunci da, dar cu niște condiții. Eu le-am spus și de dimineață, am mai interacționat cu colegii de-a dumneavoastră și am spus că una dintre condiții este să păstreze distanțarea din punct de vedere fizic obligatoriu, pentru că în acest moment ordinul comun dă posibilitatea să nu se păstreze distanțarea din punct de vedere fizic și lasă într-adevăr și la latitudinea consiliilor de administrație să decide dacă școala rămâne online sau față în față. Dar sunt puține consilii de administrație care au avut acest curaj și posibilitatea familiei să opteze. Pentru că oricât de mult ne-am dorit noi să ținem deschise școlile și eu sunt un tip care și-a dorit acest lucru, trebuie să luăm în calcul că riscul este scăzut atunci când vorbim de rata incidenței în peste 3 la 1000, rata incidenței care este declarată, că în realitate rata este mult mai mare. Se circulă la greu cu personaje care se testează acasă, cumpără aceste teste rapide din farmacii și, din păcate, nu declară la Direcția de Sănătate Publică, se duc la serviciu și riscă să contamineze cât mai multe persoane. Deci, aceste două condiții. Și dacă lucrurile involuează, adică dacă vom avea o creștere totuși susținută, cred că putem renunța și la ciclul primar, astfel încât să prioritizăm numai anii terminali. Să încercăm să reducem pe cât posibil riscul de transmitere a acestui virus. Rareș Voicu, cum vi se pare vouă această idee ca elevii care au de dat examene să vină totuși la școală? Și întreb asta pentru că
Tot voi spuneați că pregătirea lasă de dorit în sistem online, mai ales în ceea ce privește pe cei care au de recuperat materie predată aiurea în aceste luni de predare online, care trebuie să facă să aibă sens examenele astea pe care ei le dau. Da, cu siguranță, cu siguranță. Noi am reacționat ieri, am ieșit cu o reacție rapidă la declarație domnului ministru, pentru că în prima fază ele puteau fi înțelese ca oarecare obligații pentru acești elevi de a merge la școală. Firește că măsura din spatele acestei declarații, și anume aceea că elevii din clasele terminale să meargă la școală pentru a putea să se pregătească de examene, e una bună. Însă, cred că e important să ne uităm un pic și la ce înseamnă de fapt un scenariu roșu, adică o rată mai mare de infectare în comunitate și automat atrage după sine un risc mai mare în școli. Propunerea noastră a fost ca în cazul în care o localitate trece în scenariul roșu, elevii din clasele terminale să aibă posibilitatea de a alege dacă vor să facă cursuri în format fizic la școală sau online de acasă. Adică n-am spus să se oprească cursurile, n-am spus să nu mai facă elevii școală, ci pur și simplu, și avem și un precedent în sensul acesta, vara trecută când se făceau la fel pregătiri pentru examene, exista această posibilitate. Bun, domnule Cristache, care e până la urmă varianta cea mai fezabilă în acest moment, luând în calcul că s-ar putea să ne apropiem destul de rapid de intrarea mai multor județe în scenariul roșu sau poate de, eu știu, regândirea felului în care se face școală dacă situația epidemiologică se agravează, așa cum lasă de înțeles mai mulți medici? Vă spun un punct de vedere personal aici, ne analizăm la nivelul federației. Uh-huh. Dacă ne raportăm la ceea ce s-a întâmplat anul trecut, atunci când am avut suspendate cursurile la nivel național în martie și aprilie și aveam un număr mic de cazuri, undeva la 500, cred că 600 până într-o 1000 pe zi, acum într-adevăr există o creștere susținută. Și dacă vrem într-adevăr să avem examene față în față, cred că ar trebui să prioritizăm doar anii terminali. Eu, dacă aș fi ministru, m-aș consulta cu partenerii sociali și, bineînțeles, cu Ministerul Sănătății și aș lua în calcul posibilitatea, deși acum sunt mulți părinți, unii care sunt pro și unii sunt contra, dar până la urmă trebuie să ne mulțumești o tabără că nu ai ce să faci. Dar vă spun, este doar o părere personală, aș prioritiza doar anii terminali, lăsând acasă ceilalți ani care nu sunt non-terminali. Și atunci ai posibilitatea la nivelul unităților de învățământ să împarți aceste formațiuni de studiu în două subgrupe, să faci eforturi suplimentare cu profesorii care pot sta la dispoziție, eventual să fie plătiți și suplimentar, astfel încât să te poți pregăti pentru examene naționale. Da, Rareș Voicu, cum e cel mai bine să se întâmple în cazul în care lucrurile scapă din nou de sub control, din punctul vostru de vedere? Firește, sunt de acord, domnul Cristache, într-adevăr trebuie să existe și vedem deja la modul în care sunt construite scenariile, că există o prioritizare pentru elevii din clasele mici, pentru care e foarte greu să urmeze cursurile în format online, și pentru elevii din clasele terminale. Suntem complet de acord cu faptul că e nevoie de astfel de prioritizare, însă nu cu caracter obligatoriu, în contextul în care rata de infectare într-o comunitate este crescută și automat riscul e mai mare. Adică cred că e important să gândim un cost de oportunitate și fiecare elev major sau fiecare părinte al unui elev minor după caz să poată să ia această decizie. Dacă vor să urmeze cursurile în format fizic la școală sau în format online de acasă. Până la urmă, am făcut asta timp de 3 luni când nu era... S-ar putea să nu fie foarte multe opțiuni în momentul ăsta, adică dacă să fie nevoie de o practică unitară cumva, pentru că altfel, dacă toată lumea face cum consideră, imediat se poate da vina pe cei care au făcut lucrurile într-un anume fel, că ca fiind de vină pentru eventuale cazuri de îmbolnăvire sau mai știu eu ce, mă gândesc. Dar nu e așa, aici vorbim despre scenariul roșu până la urmă, adică localități, nu sunt atât de multe localități în acest scenariu, nu vorbim despre o practică care ar fi generalizată la nivelul întregii țări, indiferent de scenariu, ci vorbim despre un scenariu special în care puține localități se află, în care din nou presupune că rata de infectare este mai mare, adică nu vorbim despre un scenariu aplicabil în toate... Nu, cu condiția ca aceste scenarii roșii să nu năpădească județele României în viitorul apropiat. Cum ziceam, este doar o supoziție și e bazată cumva pe temerile exprimate de
de medici, îi auzeam pe unii dintre ei și ceva mai devreme, că aceste tulpini care devin foarte contagioase duc la creșterea numărului de cazuri. Să ajungi la 3 la 1000, sigur, cu o testare corespunzătoare și cu o centralizare corespunzătoare, nu una măsluită, nu s-ar întâmpla foarte târziu în condițiile astea. Da, tot ce e posibil, firește că nu mă pot pronunța pe perspectiva medicală acestei probleme, dar da, sunt de acord că o prioritizare trebuie să existe. Acum, din nou, dacă ar fi să mergem tot pe ceea ce spun experții din domeniul medical, e nevoie de precauție, adică o măsură de minimă precauție, dacă vreți, este aceasta de a putea să urmărești cursurile de acasă atunci când ratul de infectare în comunitate este mare. Nu e ceva neapărat neunitar și dacă într-adevăr lucrurile se fac atât de bine la nivelul testelor de învățământ, precum am auzit în ultimele zile, atunci n-ar trebui să fie o problemă cu transmiterea lecțiilor, dacă ar fi să o luăm logic. Acum să ne mai uităm la un lucru, pentru că tot vorbim despre testare, centralizare, anchete epidemiologice și așa mai departe, domnule Cristache. Știm că DSP-urilor le-au fost repartizate peste 1 milion de teste rapide. Acum nu e clar, din comunicatul Ministerului Sănătății se spune acolo au fost repartizate DSP-urilor și să ajungă și în școli. Nu e clar dacă toate cele 1 milion de teste rapide erau destinate școlilor. Până la urmă rezulta că doar vreo 700.000 dintre ele, nu contează foarte mult. Contează că s-au folosit vreo 4.000 și ceva dintre ele. Dacă le raportăm la 700.000, dacă le raportăm la 1.100.000, descoperim că numărul testelor folosite este unul ridicol de mic. Pentru Dumnezeu, de ce nu se recurge la testarea cu aceste teste? Nu vrea nimeni dintre părinți să le fie testați copiii? Sunt părinți care nu vor, dar să știți că la nivel general părinții vor. Problema este alta. Nu se respectă întru totul ordinul comun. Dacă la început au fost părinți care au spus că nu sunt de acord cu testarea în masă, eu vă spun că în acest moment sunt copii care sunt diagnosticați acasă, deși au venit o zi în urmă, au venit la școală, sună la unitatea de învățământ și spune că are COVID, da. Din acest punct de vedere, eu cred că Direcția de Sănătate Publică ar trebui să facă anchetă obligatoriu. Deci nu neapărat dacă acel copil este diagnosticat într-o unitate de învățământ, trebuie să încerci să faci testarea în masă. Ci faptul că 1, 2, 3 copii au fost testați acasă, chiar dacă au oblisit una, două zile, dar au fost în urmă cu 3 zile, cu 4 zile, din punctul meu de vedere ar trebui să se procedeze la testarea în masă, bineînțeles cu acordul părinților, dacă vorbim de copii minori sau dacă nu să intre 14 zile în carantină. Există o reticență în a cheltui banul public, deși s-a spus foarte clar că ne dorim o rigurozitate. Nu există, din păcate, acest lucru. Și sunt părinți care mi-atrag atenția că la nivelul unităților de învățământ nu se respecte. Dacă este posibil ca acum să vorbim de unități de învățământ care nu au toate cele necesare la grupurile sanitare, este ceva de noaptea minții, este o bătaie de joc. Eu aș face anchetă la nivel de inspectorat și la nivel de Direcție de Sănătate Publică, aș merge în unitățile de învățământ și unde nu văd aceste lucruri elementare, le-aș demite în secunda 1 pe director pentru că are contractul cu ISJ-ul. Dacă un director nu are la îndemână tot ceea ce îi trebuie și nu îi se pun la dispoziție fondurile necesare, atunci să ceară suspendarea cursurilor în acea unitate de învățământ. Deci până nu punem piciorul în prag și până mergem doar așa, vorbim vorbe ca să ne aflăm în treabă, domne, ești director la unitatea de învățământ, ai un ordin în față, îl interpretezi. Da? Dacă nu se respectă, nu pentru că tu nu vrei să respecti, pentru că nu ai posibilitățile financiare și nu ai spațiile necesare, atunci intri în Consiliul de Administrație și propui să continui școala în online. Nu trebuie să favorizezi astfel încât doar de dragul de a face școală să pui în pericol niște copii și în mod indirect sau în mod direct, pentru că te duci acasă, membrii familiilor. Asta trebuie să întâmple și în momentul când dintr-un număr de 7.000 de școli cu personalitate juridică sau de 15.000 de școli celelalte care stau rondate, în momentul când se pune piciorul în prag și se constată că un număr de 10, 20, 30, 40% dintre acele școli nu îndeplinesc condițiile, atunci și ministerul trebuie să gândească la ceea ce trebuie să facă. Dacă nu vin aceste semnale pe cale oficială către inspectorate și către minister, ne furăm căciula. Despre asta este vorba la nivelul sistemului educațional. Da, Rareș Voicu, dacă testezi doar în caz de simptome,
e aproape inutil, mă gândesc, pentru că foarte probabil acele simptome îți indică deja un copil sau un cadru didactic bolnav. Dacă ai la dispoziție atâtea sute de mii de teste, de ce oare nu se folosesc decât de ordinul sutelor, practic? Păi, în primul rând, nu e neapărat inutil, pentru că un simptom febril sau, nu știu, durere de cap pot apărea ca urmare a altor afecții, nu știu, că panică, amăsea sau că... Da, suntem în pandemie, ar trebui cumva să acționezi și proactiv, nu doar reactiv, mă gândesc. Cu siguranță, cu siguranță, dar motivul pentru care nu se acționează proactiv este că la momentul de față avem undeva la 4.600-4.800 ceva genul acesta de cadre medicale, medici școlari și asistenți de medicină școlară, la 18.000 de unități de învățământ universitar din România. Adică necesarul de personal este undeva de vreo 5 ori mai mare decât numărul disponibil la acest moment. Ori privind cifrele astea, cred că ne putem da singur răspunsul la întrebarea de ce nu se fac teste. Pentru că ele, conform ordinului comun, pot fi administrate doar de către personal autorizat, medical autorizat, și nu avem acest personal. Mai mult decât atât, într-adevăr, criteriile din ordinul comun, pe lângă faptul că sunt un pic anapă, da? De multe ori nici nu se aplică. Adică nu putem vorbi despre... Sigur, e admirabil că au fost distribuite acele teste 1.500.000, dacă nu mă înșel, către DSP-uri, dar cât timp o stand de pozitele școlilor, DSP-ului și inspectoratului sunt absolut degeaba. Da. Mulțumesc foarte mult amândurora. Sigur că aici lucrurile mai trebuie discutate. Ministrul, sigur, deocamdată constată lucrurile astea. Ne întoarcem la actualitatea în câteva momente. Vorbim despre ce restricții mai au de îndurat francezii și pentru cât timp, vă spunem imediat. Francezii mai au de răbdat cel puțin o lună sub restricții. Președintele Emmanuel Macron a făcut apel la rezistență încă 4 până la 6 săptămâni. Aceasta a fost formularea, înainte de a putea relaxa anumite măsuri. Mai mult, în contextul în care indicii epidemiei au urcat din nou în Franța, ar putea fi impuse noi restricții în circa 20 de departamente plasate sub un regim de vigilență sporită, așa cum îi spun francezii. Executivul mizează pe creșterea numărului vaccinărilor, în special în rândul celor mai vulnerabili, și a personalului de îngrijire pentru a se diminua presiunea asupra spitalelor. Președintele Franței urmează să aibă în această săptămână o reuniune cu membrii ai guvernului pentru a pregăti introducerea unui permis sanitar. Nu e vorba de un pașaport de vaccinare, e vorba de un astfel de permis sanitar în vederea redeschiderii instituțiilor culturale și a restaurantelor închise din cauza pandemiei. Mai multe despre asta de la Paul Cozighian, corespondent lui Figaro. Bună seara! Bună seara! Permisul sanitar sună probabil a clopoțel de alertă în acest moment, în contextul discuțiilor despre pașaport vaccinal, certificat de vaccinare la nivelul UE. Explicați-ne puțin ce e cu permisul franțuzesc. Da, să știți că președintele Franței, Emmanuel Macron, se opune în continuare acestui termen de pașaport. Uh-huh. Și vorbește mai degrabă de un fel de permis digital. Încă nu se știe exact dacă el va fi sub forma unui QR code sau unei aplicații pe telefon. În tot cazul, evită în continuare să vorbească despre acest pașaport vaccinal, parcă îi se spune, nu? Deci, termenul deocamdată utilizat în Franța este acesta de permis, de certificat digital, mai exact, care ar fi o soluție pentru una dintre soluțiile pe care guvernul de la Paris vrea să le pună în practică. Mai sunt încă niște lucruri foarte interesante legate de mersul la restaurant. Se va mai testa în foarte scurtă vreme, își dorește guvernul, în momentul în care o să înceapă primăvara, de fapt, testele salivare, de fapt, să fie aplicate și la restaurante, nu numai în școli. Și există acum un test salivar care dă răspunsuri foarte bune, de 96% efecte pozitive și cu o durată de răspuns de doar 10 minute. Deci, practic, oamenii se pot duce la restaurant, sunt testați,
testați, așteaptă 10 minute și dacă sunt negativi, poate să meargă în restaurant fără probleme. Asta ar fi o variantă. Da. De asemenea, s-au mai gândit și pentru cei care vor să facă sport, în serile de sport, de fitness. Sunt în studiu acum și ministra sportului, care este româncă, doamna Mărăcineanu, a acceptat, a validat acest proiect. Sunt în fază de fabricare niște măști de protecție făcute din niște țesături de poliester reciclat și care se pare că dau rezultate foarte bune și ajută pe oameni să respire mai corect atunci când fac sport. Mai sunt, desigur, testele, cele două concerte, test de care cred că ați mai vorbit, nu? Unul la Marsilia și unul la Paris, care vor fi organizate spre jumătatea lunii martie și unde, fapt foarte interesant, ele vor fi testați spectatorii care vor putea sta în picioare până la maximum 5.000 de spectatori în două săli mari de concerte, una la Paris, săl de sport, de fapt, polivalente, una la Paris, alta la Marsilia. Deci oamenii vor fi testați și înainte și după concert, dar un lucru foarte interesant, cei care vor fi găsiți pozitiv vor fi lăsați să meargă, pentru că ei vor să studieze în felul ăsta în ce măsură cei câți vor fi testați pozitiv poate să împrăștie virusul celorlalți. Este un test foarte curajos. Asta înseamnă că și ceilalți participanți își asumă, nu, ca printre ei să fie eventual persoane infectate. E o condiție, da, probabil, să participi la acest concert, da, test. Adică, da. Exact. Poți să riști să te infectezi, dar totul este făcut sub, cum să spun, protecția și medicilor, nu? Deci totul este extrem de supravegheat de către Les Hôpitaux de Paris, de fapt, toată această operațiune și care este practic deja instalată. Mai rămâne să așteptăm ziua exactă și care va depinde, din păcate sau din fericire pentru tine, de felul în care ei se vor comporta în aceste 4 săptămâni cruciale pe care Franța le are de traversat și cu precădere aceste 20 de departamente de care ați amintit, printre care se află și Parisul. Parisul este din nou foarte aproape de saturație în spitalele COVID și nu numai. Și primarul Parisului, Anne Hidalgo, refuză să facă un lockdown general, de altfel Emmanuel Macron de asemenea. Mai mult chiar, ea se opune și unui lockdown de weekend, așa cum este cazul acum la Nisa sau la Dunkerque. Poate că ați arătat imaginile din Paris cu tineretul care a profitat din nou de vremea frumoasă și s-a instalat pe cheiurile Senei să stea la soare, să se plimbe. Doar că știm, numai au voie să mănânce și să bea, nu? Pentru că asta o discutasem deja, primesc amenzi foarte mari pentru asta. Să știți însă că populația totuși este cooperantă. Oamenii au înțeles că trebuie să facă acest efort și nimeni nu-și dorește acest lockdown, ca să nu-ți mai spun, să nu mai amintesc de zona economică, bineînțeles. Toată lumea își dorește ca activitățile economice să se poată desfășura chiar și în aceste condiții. Prin urmare, este un moment foarte tensionat, dar este puțin probabil ca Franța să mai fie închisă. Și atunci ce înseamnă, Paul Cozighean, când președintele Macron spune mai trebuie să rezistăm între 4 și 6 săptămâni, condițiile în care trebuie să reziste francezii, care sunt de fapt? Păi, trebuie să reziste pentru că va veni vremea bună și în acest interval de timp de 4-6 săptămâni, vaccinările se vor înteți, testele se vor înteți și, prin urmare, sunt șanse foarte mari ca țara să nu se închide, orașele mari să nu se închide și să poată continua. Asta este tot. Da. Ce este foarte important și este foarte încurajat, ceea ce am văzut că aici în România parcă au lăsat-o mai moale, este telemunca. Deci telemunca este practic a devenit obligatorie în Franța. Să nu uităm că în Franța lockdown începe la orele 18. Deci totul este făcut ca să-i țină pe francez cât mai mult în casă, să-i lase să se poată duce la cumpărături, dar telemunca, le teletravai, cum se spune în Franța, este practic obligatoriu acolo unde, peste tot unde este posibil. Acum, șirul ăsta, să zicem mai degrabă monoton, al știrilor legate de pandemie a fost întrerupt astăzi de o veste importantă.
iată că un tribunal francez a decis condamnarea fostului președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, la 3 ani de închisoare, în primă instanță, trebuie precizat, din care 2 ani cu suspendare pentru corupție și trafic de influență. O premieră, nu? O acuzație de corupție, o condamnare, de fapt, pentru corupție la adresa unui fost președinte. Da, este o premieră, este un eveniment care a șocat, bineînțeles, întreaga Franță și nu numai. Toată presa internațională în această seară nu vorbește decât despre ce s-a întâmplat la Paris și despre această condamnare. Ce-i drept, între timp, avocații președintelui, fostului președinte francez, Nicolas Sarkozy, au făcut apel. Deci el acum, practic, este din nou nevinovat până la sentința definitivă, care... Deci va fi organizat un al doilea proces. El va avea desfășurarea pe o perioadă cam de 3 săptămâni, poate chiar și o lună, pardon, am vrut să spun, poate chiar și un an, până când să se ajungă la un al doilea verdict, de data aceasta definitiv. Ce este scandalos, și aici vorbesc mai mult privind din zona dreptei, care bineînțeles că îl susțin foarte tare pe fostul președinte, da, și sunt împotriva acestui condamnări, este faptul că Nicolas Sarkozy a fost condamnat acel an de închisoare, îl va face la domiciliu cu o brățară electronică. Ori este scandal foarte mare, pentru că el, ca fost președinte, este păzit de poliție în permanență. Deci n-are unde să fugă. Mulțumesc foarte mult, Paul Cozighean. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile. Silviu Mănăstire, imediat rămâneți cu noi.